Teme Hedințenii așteaptă 3 zile de foc. Întreg județul se află sub cod galben de caniculă. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge chiar și până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi în creștere. După ce vremea a fost normală pentru această perioadă, vine mare căldură. Aproape toată țara este sub cod galben de caniculă și disconfort termic. Nici Mehedințul nu scapă de pârjol, avertizarea este valabilă în perioada 12-14 iulie. Până miercuri, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează val de căldură, disconfort termic ridicat și caniculă. În această perioadă, indicele de temperatură umezeală va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități. În perioadele caniculare, facem apel la cetățeni să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18. Totodată, aceștia sunt sfătuiți să poarte haine lejere în culori deschise, pălării și ochelari de soare. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor care nu trebuie lăsați singuri în autoturisme expuse la soare. De asemenea, le recomandăm cetățenilor să se hidrateze corespunzător, evitând consumul băuturilor alcoolice și pe cele care conțin cafeină. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel autoritățile recomandă evitarea aglomerației, expunerea la soare, precum și efortul fizic intens în intervalul orar 11-18. Potrivit codului galben de caniculă, valul de căldură se va intensifica în vest și sud-vest, iar disconfortul termic va crește în cea mai mare parte a țării.